frig. Muntele, ca și pădurea, par să plutească în ceața umedă și rece. Suntem la mijlocul lunii august, dar aici plouă mărunt ca în zilele de toamnă târzie. Gândul ne zboară pentru moment la lungile perioade glaciare de care pomenesc geologii și la zăpezile veșnice care se acumulau la acea vreme sub formă de ghețari la peste 1600 de metri altitudine în toți Carpații meridionali. Un proces complex și de durată începea cu 15.000 de ani în urmă, odată cu încălzirea climei terestre. Și aici, în Retezat, ca pretutindeni în aria carpatică, deșertul de gheață va fi înlocuit treptat de la poale către zonele de mare altitudine, de asociații din ce în ce mai complexe, de plante și de animale. Ne strângem ultimele bagaje și ne pregătim de plecare cu regretul că de această dată vremea schimbătoare ne-a fost potrivnică. Părăsim odată cu norii, cu ploaia mărunte și cu apele ce se rostogolesc la vale cabana oamenilor de știință de la Gemenele, aflată sub tutela Academiei Române și căreia i-au trecut pragul încă de la înființare prin anii 60 atâtea și atâtea generații de naturaliști. Poteca, după ce șerpuiește prin luminișul presărat cu flori din fața cabanei, coboară abrupt printre șteiurile de piatră și trunchiurile groase de brad. Sub ploaia care se prelinge mocănește, redescoperim cu alți ochi parcă, acum la plecare, acest etaj al pădurilor de conifere. Coborând cu atenție pe poteca abruptă, șerpuită de trunchiurile prăbușite peste respezile unecoase de granite și rădăcinile contorsionate către baza versantului. Pătrundem într-un alt univers în care apa, matrice și suport al viului, vibrează, dispare și revine iar, te învăluie parcă de pretutindeni, dar nu haotic, ca o viitură, ci măsurată, limpede și drămuită într-o armonie perfectă cu tot ceea ce te înconjoară. Ca în bazme, pădurea pare să ridice în calea noastră tot felul de obstacole, iar pe măsură ce coborâm, apele devin mai gijelioase, se adună și se rostogolesc în cascade, bolborosind peste umerii de granite, desprinși parcă din cărțile de povești, grăbite să se adune undeva mai jos cu apele Zlătuiei și mai departe cu râul mare al Retezatului. Ne aflăm sub limita de 1750 de metri altitudine, în plin etaj al pădurilor de conifere. Datorită atracției pe care zona alpină a avut-o de-a lungul timpului asupra botaniștilor, nu doar prin spectaculozitate, acest etaj al pădurilor demolit nu a fost încă suficient cercetat. Stratul ierbos din pădurile demolit se dezvoltă alături de măcriși, felici, caprifoi și numeroase specii de ciuperci, unele dintre ele extrem de atrăgătoare. Fiecare colț din acest paradis botanic este un unicat. Fiecare își are propria lui poveste pe care doar cercetătorul atent o poate descifra.
La nivelul litierei, alcătuită din frunzele aciculare căzute la pământ, printre ferici și caprifoi, s-au făcut de-a lungul timpului cele mai senzaționale descoperiri. Pestele speziile uriașe de granite care intră în alcătuirea grohotișilor de pantă de la baza versanților văii, înverite ca o plapumă de o asociație complexă de mușchi și de licheni, se ridică să mețe trunchiurile demolite. Ne reîntâlnim cu apele adunate în scocul de granit al văii, iar peste puntea alunecoasă trecem dincolo, odată cu poteca ce se strecoară printre dobărâturile și trunchiurile demolit prăbușite de la pământ. Nimic nu prisosește, nimic nu este inutil sau inutilizabil în acest uriaș laborator în care biul reciclează totul, mineralul, dar și materia organică. Pădurea este năpădită treptat de un copac ciudat. Este vorba de scurusul de munte, arbore cu frunze căzătoare care, în această regiune, datorită condițiilor climatice și solului, crește până la aproape 1700 de metri altitudine. Aici se ridică odinioară grajdurile regale. Era pe vremea când Parcul Național al Retezatului mai era cunoscut și sub numele de Parcul Regal, iar gândul se întoarce la generațiile de naturaliști care mai bine de un secol au bătut aceleași poteci prin pădure, spre câmpurile unduitoare de vulturică și păiuși, spre malul lacului Gemenele și mai departe către tăurile de sub creasta Retezatului, căutând să înțeleagă acest miracol al vieții.